Stai mai așa. Tamakana. Așa. Bună. Bună. Ce faceți? Ce faceți oanilor? Oanilor. Hai să așteptăm să strângă lumea. Mai sunt 30 de minute și începe un nou episod. Un nou episod. Oh. Bună, bună. Bună, bună tuturor. Bună, bună, bună tuturor. Ce? Nu? Nu. Ce faceți? Hello, hello, happy people. Urmează un episod super... Super, ce? Super complicat. Complicat? Este episodul în care Chris se... Se smuci cu... De fapt, Chris, iertați-mă, stați un pic. Fraților, n-am murit. Ana se sărută cu Alex. Bam! Și Ioan, da? Ioan vede tot. Ioan vede absolut tot și e trist și se gelozează. Nu că se gelozează. O să vedeți ce face. Pa, ba, bi, ba, ba, se bi, ba, 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 ba. Vlad când se tunde. Când se va tunde și Ioan. Vlad de... Ce? Că este Vlad foarte de... bine. Au, bă! Cam doare! Iartă. Cam chestia în păr. A, de azi de la filmare? Da. Da, da, îndreaptă-l și tu. Da, 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 da. Ce voiam să vă spunem? Vreau să vă spunem că astăzi e un episod super interesant. O să vedeți pe Chris cum n-ați mai văzut-o niciodată, alături de un alt bărbat. Jucând box. Și sărutându-se. Box sărutat. Box sărutat! Încă de la începuturile noastre, încă de la începutul serialului în care am jucat împreună, noi doi am fost percepuți ca un cuplu. Suntem un cuplu în viața reală, am fost un cuplu întotdeauna în absolut toate serialele pe care le-am făcut, inclusiv în desenul animat pe care l-am dublat. Da. Iar acest lucru se va schimba astăzi. Astăzi, în ce dată suntem? În 18, culmea, ironia sorții, este 18 a lunii. 18. Este 18 a lunii. 18 a lunii. În fine, nu mai stau să comentez. E ziua noastră. Nu e ziua noastră, dar în fine mai e ziua noastră. Și de ziua noastră. Lună. Ce? Și de ziua noastră tu faci ce faci? Eu? Deci ca să vedeți. Mai. Gândiți-vă că este ziua noastră, mai adăugăm o lună în calendarul relației noastre și ea se sărută. Mai. Evident că este doar ficțiune și că suntem actori, dar zic așa, nu trebuie să ratați acel moment, nu trebuie să ratați episodul. Lasă-mi părul de pe picioare, te rog, că mă gâdil. V-ați căsătorit? Nu ne-am căsătorit încă. Nu, mulțumesc. Dragilor, revenind, când face sezonul 3 din Carmele, da, depinde foarte tare de ce... Mi-aș foarte tare de tine. Dragilor, revenind, depinde de ce facem cu acest serial, depinde dacă va mai fi sau nu în sezon 2. Vom vedea. Caramelele încă sunt în plan. Dacă nu reușim să-l scoatem până la capăt în 2018, mulțumesc. Îl vom face probabil la anul. Nu știm exact. Nu sunt gelos, nu sunt gelos. Am glumit, nu, acum chiar lăsăm la o parte. Nu e... Ziceam și o să fac așa un mic tease. Dar e interesant, trebuie să vedeți și voi. Oricum, se vor întâmpla foarte multe lucruri în episodul de astăzi. Este unul dintre cele mai dinamice episoade din serial. De până acum, noi încă primim episoade și încă filmăm. Așa că sigur nu vreți să-l ratați, mai ales pe ăsta. Și Liviu Vârciu apare și mai mult. Se întâmplă și ceva acolo cu tanță. În fine, nu pot să vă spun. Dar uitați-vă, e foarte amuzant, foarte tare. Dacă intrați pe pagina lui Liviu Vârciu de Instagram, o să vedeți acolo niște duble amuzante pe care le-a tras la filmări împreună cu domnul Marian Rălea și cu Adriana Trandafir. Mihaela, cred că e la filmare acum. Cine? Noi suntem acasă. Întreabă cineva unde e Mihaela, prosan. Ah, am crezut că e răspunsul unei Mihaela acum. Ah. Da, e o filmare. Inclusiv Petru și Mihaela și domnul Adrian Titieni. Tudor. Ce să mai sunt câteva minute, o aveți 25 de minute la dispoziție să vă terminați treaba, să faceți floricelele, să aveți suc, chipsuri, popcorn, ce vreți voi. Ce zice cineva? Mi-a plăcut, da. Am citit și eu asta cu sângelos. Da.
Vrem să știm părerea voastră despre serial. Cum vi s-au părut episoadele până acum, ce ați vrea să vedeți mai mult. Puteți să ne scrieți în comentarii ca să fie o chestie interactivă. Și noi abia așteptăm să vedeți în seara asta. V-am zis, în episodul din seara asta se întâmplă o grămadă de lucruri. Este un episod foarte dinamic. Chris, încetează să te joci cu perișorul ăla sexy. Dar recunoști că e sexy. Păi numai că e sexy. Acum deja noi avem televizorul pornit pe Antena 1, așteptăm să înceapă. Ce desen ați dublat? În ce desen ați dublat? În Justin și Cavalerii. Justin și Cavalerii, așa se numește. Da? Da. Mă rog, așa era dublat, adică așa era tradus în română. În timpul ăsta, tu înveți Francesca la mate? Păi învață acum până în ora 8 și la ora 8 gata cu matematică. Ci până la 8 e matematică. Prea târziu. De la 8 la 11, piu, serial. Băi, 3 ore super tensionate o să fie, credeți-mă pe cuvânt, se întâmplă o grămadă de lucruri și între Tudor și Helen. Helen. Mulțumim mult, Liza, mulțumim din suflet, vă pupăm. Andreea, uite, zic numele. Vrem să vedem cum bat eu pe toată lumea. Nu știu dacă o să bat chiar pe toată lumea, dar mai bat pe cineva. Cred că știți voi. Foarte interesantă și normală schimbarea Anei într-o fată normală de vârstă. Așteptăm comentariile voastre în legătură cu serialul până acum. Am fost la Sibiu, bineînțeles, dar am avut concerte acolo. Ce faci, mă? Poate închizi live-ul. Așa. Este genial, mulțumim mult de tot, mulțumim. Băi, și noi vrem, deci eu întreb de serial, dar voi ne iubiți foarte mult. Ioan, să-mi povestește din nou. Întrebarea e, i-a trecut vreodată boala lui Ioan? La asta nu v-ați gândit, fraților. O să-ți răspund singur la întrebare chiar astăzi, pentru că există o secvență cu Ioan, care e o decizie, o să vedeți, nu vă zic nimic. Uitați-vă de la ora 8, nu trebuie să ratați nicio secundă și când vă zic că e un episod foarte dinamic și poate unul dintre cele mai dinamice de până acum, nu exagerez cu nimic, o să vedeți de ce. Salutări în Elveția. Suntem de 6 ani. Nu, cred că te întreabă câți ani ai. Ba da, de câți ani suntem. De câți ani suntem împreună. De 6 ani și 2 luni sau o lună? O lună. După martie ce urmează? Aprilie. În ce lună suntem? Aprilie. Deci? Vezi, de asta nu e bine să faci matematică până la ora asta. 6. Deci suntem împreună de 6 ani și o lună. Și noi, Eliza, te pupăm, uite, din Londra. Acolo se vede serialul nostru? Pe ce tu ești? Pe Antena Play sau... Pentru că e în pijamale. Cine e în pijamale? Păi da, chiar sunt în pijamale. Tiririririri, mașinuță. Ioan e în pijamale. Văzut pozele de azi, da mă, păi nu dau spoiler, uite, vezi, cineva a zis să nu dau spoiler, nu vreau să vă zic nimic. Uite, Alex îl aruncă în lac, bă, deci ăștia au văzut pozele. Au văzut pozele de pe Instagram. Nu le zice nimic, nu le zice. Uite, promo, papa biba, Ioana, nații, une, tur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 
Banilor, vă iubim mult de tot. Vă salutăm pe toți cei care nu sunteți în România. Am văzut Elveția, Scoția, Londra. Cred că am mai sărit câteva comentarii, dar sigur ne urmăriți și vă mulțumim mult de tot. Nu uitați că pe Fructul Oprit, la începerea episodului, se va face un scurt live cu începutul episodului. Se face doar un mic tease pentru că nu se poate difuza episodul complet. Dați pe Antena 1 cum ajungeți acasă, dacă veniți de la muncă, de la liceu, facultate, treabă, distracție, orice și oriunde, de oriunde ați fi, intrați pe, adică dați pe Antena 1 de la ora 8, un super episod, Chris se pupă cu Alex, ăsta, iartă-mă, Ana se pupă cu Alex, bineînțeles că și actorii, așa, se gelozează, Irina.
Așteptăm comentariile voastre după episod. O să postăm și o pozică. O să se posteze probabil și pe Fructul Oprit. Abia aștept să citesc comentariile. Mă amuză întotdeauna când citesc comentariile de acolo. Fă beatbox. Nu știu decât să fac asta. Asta fac din clasa 5-a și am impresionat pe toată lumea. Ia uite, când vii la Vorona, te întreabă Ciprian. Curând. Nu știu, a fost fail, dar am încercat un beatbox doar ca să mulțumesc pe toată lumea. Vă pup super tare, vă iubim mult de tot. Da, acum o să fie meteo și după aia începe episodul. Recapitulăm pentru cei care au intrat un pic mai târziu în live. Astăzi este un episod foarte important, foarte dinamic. Este unul dintre cele mai dinamice episoade. Se întâmplă multe lucruri, printre care și sărutul de neuitat. Nu știm în ce context va fi acel sărut, dar este într-adevăr. Vede și Sonia, vede și Ioan, suferință la maxim, bla bla bla. Din partea mândurora. Ioan îi vede pe Alex și pe Sonia, îi filmează, face pe Sherlock Holmes. O să vedem unde duce toată povestea asta. Cert este că nu vă mai ținem în live, tocmai ca să prindeți acum repede episodul. Floricele, suc, ce vreți voi, mâncare, pizza. Mergem să ne gătim și noi. Mergem și noi să ne gătim, nu noi. Nu adică pe noi, adică să ne gătim, să mâncăm. Da. Ești deja în pijama. Vă pupăm și vă iubim și mulțumim că sunteți alături de noi. Mulțumim că ați fost alături de noi în perioada asta grea pe care am trecut-o. Cu motănelul nostru. Vă mulțumim că ne scrieți multe mesaje și ne susțineți. Vă pupăm, vă iubim și vă lăsăm să urmăriți episodul 14 din Fructul Oprit, acum de la 8, la Antena 1. Vorbim după și... Pupici! Pupici, pa! Vizionare plăcută! Hai cu Ana și cu Alex! Bye-bye.